Este vorba despre așa zisul dosar al împăduririlor în care Nicușor Constantinescu și colaboratorii săi au fost judecați pentru aprobarea programelor privind amplasarea perdelelor forestiere de protecție agricolă și plantarea de pomi fructiferi, dar și pentru decizia de a asigura locuințe pentru medicii transferați la Constanța pentru a profesa la Spitalul Clinic Județean de Urgență. Oricare va fi decizia Curții de apel București pe 29 iulie, ea va putea fi atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție. Recent Nicușor Daniel Constantinescu a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare în dosarul Centrului Militar Zonal. Într-o altă cauză Constantinescu a primit 6 ani în primă instanță.